Pentru rac, schimbările țin de resurse, de bunuri materiale, aduc tensiuni, aduc conservatorism, aduc tendința de a vă separa de ceilalți, relațiile pot fi mai ușor bazate pe abandon. În data de 7 februarie, în planul comunicării cei apropiați, este căutată armonia, armonia în primul rând cu natura, creativitatea, apropierea de aspectele practice. În data de 8 februarie putem vorbi de cunoaștere, de studii, de călătorii. Aici există bine aspectată comunicarea cei apropiați, tensiunile sentimentale, tensiunile emoționale. Tendința este de a avea excese afective, de a fi credul. Pot apărea capricii în planul relațiilor. Tensiunile se valorifică prin relațiile prietenii și protectorii, prin tendința voastră de a căuta libertatea, de a căuta să fiți creativi, să fiți independenți. Pe axa comunicare, cunoaștere, există riscul de a manifesta iluzii, de a căuta abandonul, relații bazate pe tendința de a fi receptivi la unele amăgiri, iar tensiunile se valorifică în contracte, asocieri, prin folosirea intuiției, imaginației, a creativității, a sensibilității. Relațiile sunt creative, intelectuale, în 9 februarie, în familie, în cămin și putem spune că legat de aceste aspecte căutați trecutul în relațiile sociale, în relațiile sentimentale, în cele emoționale. Există riscul unor implicări publice pentru a clarifica unele emoții, iar căutările vă pot duce și la descoperirea în ceilalți a unor lucruri, confruntări, conflicte sau asocieri benefice. Poate fi un factor de diplomație și de armonie în confruntările voastre, această aspectare astrală, iar timpul acordat familiei și, pe de o parte, cel dedicat carierei, pot aduce ceva tensiuni, această raportare, tensiuni care pot să aducă și excese în planul sentimentelor, ceva indiferență, abuz de încredere, relații nesigure. În data de 10 februarie, schimbările din familie sunt favorabile, însă pot să vă aducă echilibru, calm, încredere în propriile forțe, relații de înțelegere. Schimbările pot să vă susțină în a gândi, în a fi corecți, în a fi morali, organizați, prudenți, relații bazate pe fidelitate, corectitudine, lucruri simple. Mercur este în conjuncție cu Pluto în Capricorn și în planul contractelor, al asocierilor și chiar al proceselor, poate să aducă folosirea mentalului. Acum există șansa să ieșiți din stagnare, să găsiți soluții, să vă mobilizați eforturile, să comunicați bine, să obțineți beneficii. În data de 11 februarie, cu Mercur în Vărsător, schimbările se bazează pe mental, pe gândire, pe inteligență, pe nonconformism, pe deschidere la progres, la aventură. Soluțiile sunt mai degrabă nonconformiste, oamenii pot fi direcți, creativi și dorința de a fi fericiți poate să aducă emoții, poate să aducă sentimente controlate de dorințe care sunt rar exteriorizate. Sunt preferate acțiunile discrete, căutările, trăirile sunt mai profunde, există riscuri, dar și riscuri de mici accidente. Experiențele profunde care se petrec în sinele vostru pot să aducă transformări și creativitate.